Targa pentru transportul pacienților cu COVID-19 este dotată cu un sistem de filtrare și ventilație cu presiune negativă, adică un sistem care nu permite ieșirea virusurilor în exterior. BioEvac are o greutate de 18 kg, poate transporta oameni de până la 2 metri înălțime și care să cântărească sub 150 de kg. Avem un sistem de transport cu mânere pentru a putea fi transportat. El în principiu poate fi transportat de 2 persoane. Dacă e nevoie de mai multe, pot fi mai mulți. Și piesa principală este filtrul antiaerosoli și ventilatorul care creează presiunea negativă, intrarea aerului în incintă, făcându-se pe partea cealaltă. Cercetătorii armatei au reușit să facă această targă izolată în mai puțin de o săptămână. Ei dezvoltaseră un sistem asemănător în urmă cu 5 ani, în timpul epidemiei de Ebola. Colegii mei și eu aveam experiență în dezvoltarea sistemelor de izolare pentru pacienții contaminați cu agenți chimici. Dacă acolo trebuia să ținem contaminarea în exteriorul izoletei, de data asta trebuia să modificăm proiectul astfel încât să ținem contaminarea înăuntru. Prototipul dezvoltat de specialiștii armatei a fost preluat de 2 companii românești care îl vor produce în serie. Primii clienți vor fi cele 11 spitale militare din țară. Cercetătorii armatei lucrează acum la un modul pentru pacienții cu COVID-19. Aceste pavilioane ar putea să fie montate în spital și să-i țină izolați pe bolnavi. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.